Caravana Urbană merge mai departe prin Constanța în cadrul seminarului NAT Urban Financiar, ocazie cu care vom dezbate împreună soluții financiar integrate în contextul extinderii bazei militare de la Cogălniceanu. Invitați de renume din sectorul militar, administrație publică locală, reprezentant Exim Bank, vor identifica acele mecanisme de relansare economică urbană. Se pare că ne aflăm în exclusivitate și participăm împreună la primul seminar strategic NATO Urban Financiar. O să ziceți bine, dar ce mai înseamnă și această dimensiune și de ce acest nou concept? Este un concept strategic, el emerge de la viziunea NATO Urban, așa cum au emers și celelalte dimensiuni de NATO Urban Maritim, care vizează securitatea și reziliența urbană a orașului Verane la Marea Neagră, sau NATO Urban Medical, care integrează dimensiuni medicale integrate, medicina de urgență a dezastrelor militară, dar și nucleară, că doar suntem în contextul expirării tratatului NF de atacuri nucleare cu rază mică și mijlocie și în perspectiva expirării tratatului New Start de anul viitor. Deci iată că și medicina nucleară ar trebui să fie pe masa decidenților. Iar NATO Urban Financiar își propune soluții integrate financiare pentru susținerea mediului de afaceri certificat NATO, care dorește să participe la licitațiile publice organizate de bazele militare aflate în vecinătatea imediată a orașelor cheie, Constanța fiind pe lista celor 5 orașe. Domnule președinte, astăzi am asistat la seminarul strategic NATO Urban Financiar. Se pare că veți înființa în cadrul asociației, în cadrul clubului de afaceri NATO Constanța Cameia, un departament special care să țină legătura cu componenta financiară. Care sunt dimensiunile pentru care se pregătește mediul de afaceri certificat NATO din Constanța și care este agenda dumneavoastră? Ați punctat foarte bine, dar astăzi, pe 19 august, punctăm prima acțiune concretă a clubului nostru, pe un foarte lung șir pe care sper să-l putem să parcurgem împreună și să avem satisfacțiile rezultatelor. Și evident că partea financiară este extrem de importantă. Eu sunt la bază economist și realizez și pe baza experienței profesionale, cât de importantă este o bună relație cu instituții financiare, cât de importantă este cunoașterea unor instrumente de credit, unor instrumente de dezvoltare. Și de asemenea, în contextul acesta, în contractele care vor urma în partea de dezvoltare a zonei, în special partea de investiții, mă refer aici, și de aceea Exim Bank-ul probabil că are capacitatea să acopere acest val imens de fonduri financiare care vor fi vizitate în această zonă. Și în această privință să încercăm să asigurăm publicul Dobrogei că va fi o satisfacție deosebită, pentru că prezența lor aici, prezența acestor investiții, prezența tuturor cheltuielilor care se vor face în folosul populației locale, și în acest motiv cer sprijin moral, nu de altă natură, ca într-adevăr să putem duce dinpreună acest lucru la succes. Ceea ce vreau să subliniez este că încet, încet timpul se comprimă și trebuie să fim pregătiți din toate punctele de vedere, începând teoretic, logistic, dar și practic, la ceea ce se cheamă efortul financiar, investițional imens, dar și efortul uman pe care îl presupune această mare, mare lucrare pentru noi. Și mă refer atât la partea investițională, dar mă refer și la partea de navigație, partea maritimă. Constanța are două puncte mari, am și spus, nodale, dacă vreți, în acest proiect, partea navală, partea de port și partea de construcție Mihail Cogălniceanu, baza, viitoarea bază, ca așa am înțeles, că abia de acum, în urma acestor investiții, vom intra în categoria bazelor militare și chiar a bazelor militare de top. Am înțeles că va fi poate cea mai mare bază militară din Europa de Est, poate chiar din toată Europa, și din acest motiv trebuie să reținem partea de satisfacție, mai trebuie să reținem și efortul extraordinar pe care va presupune acoperirea unui asemenea volum de muncă și volum de activitate. După cum bine știți, Exim Bank nu este orice bancă de pe piața românească. Mi-a atras în mod special atenția sloganul Exim Bank. Nu suntem doar o bancă a exportatorilor, suntem și o bancă a antreprenorilor. Da, pentru că dacă în trecut
Exim Bank era doar pe parte de export, prin fuziunea cu Banca Românească a reușit să-și creeze o serie de pachete comerciale care să vină în ajutorul antreprenorilor. Iată, mai mult de atât, Exim Bank are și o istorie aparte, pentru că Exim Bank stă la baza fondului de investiții în proiectul Celor Trei Mări, inițiat în 2016, fond de investiții Celor Trei Mări, care este dezvoltat pe trei dimensiuni, energie, 5G și transport, s-a creat în parteneriat cu Banca de Dezvoltare din Polonia, pentru un aport substanțial de 620 de milioane de euro, dar și un aport substanțial din partea Statelor Unite ale Americii de $1 miliard. Deci Exim Bank își găsește toată relevanța și utilitatea prin prezența pe care o avem aici și vă va prezenta toate pachetele financiare, pentru că a fost și banca care a stat în linia întâi în perioada decretării stării de urgență. În linia întâi știm foarte bine că a fost componenta militară, componenta medicală, dar și cea financiară, pentru că atragerea de resurse, tot ce înseamnă măști și susținerea mediului de afaceri s-a realizat prin această bancă, pentru că celelalte bănci a trebuit să asigure securitatea țărilor din care provin. Deci tot ce înseamnă fonduri de investiții din partea statului s-au alocat prin această bancă, de aceea și Exim Bank avem onoarea să se regăsească printre noi astăzi, pentru că împreună am găsit mecanismele financiare integrate pentru a susține mediul de afaceri aferent din cadrul cluburilor de afaceri NATO. Exim Bank urmează să devină partener strategic bancar pentru toate cluburile de afaceri NATO la nivel național. Exim Bank nu este orice bancă, nu este doar o bancă a exportatorilor, este și o bancă a tuturor antreprenorilor. De asemenea, cunoaștem faptul că Exim Bank stă la baza fondului de investiții în ceea ce privește proiectul Celor Trei Mări. Având în vedere că în octombrie anul curent urmează să se inițieze la Tallinn, în Estonia, cel de-al treilea summit al proiectului Celor Trei Mări, unde se va organiza un forum de afaceri după modelul forumului de afaceri din București 2016, unde se pare că se pregătește și o misiune economică a firmelor certificate NATO. Cum vă pregătiți în vederea participării la un astfel de eveniment internațional, mai ales că în cadrul seminarului de astăzi s-a anunțat și înființarea unui club de afaceri NATO internațional? În mod evident, satisfacția e majoră, iată, ați spus de câteva ori de cuvântul mare, iată, se pliază foarte bine pe specificul nostru, pe specificul de club maritim. Și dorința noastră este ca aceste reuniuni, în general, sunt reuniuni de promovare. Și vom dori, pe baza catalogului care va fi în a doua ediție acum, să îndemnăm și să aducem firmele constanțene să regăsească în acest catalog, pentru că întreaga suflare din jurul celor trei mări, toate cele 12 țări semnatare ale acestui acord, să cunoască, să ia la cunoștință de potențialul economic și de individualizat agenții economici care vor participa la teatrul de operațiuni, la investițiile din zonă. De asemenea, doresc să vă reamintesc că ne pregătim pentru misiunea economică de la Tallinn din 20 octombrie. Cu această ocazie vom emite cel de-al doilea catalog NATO Urban 2020. Dacă în prima ediție am avut câteva firme curajoase și în cea de-a doua parte a catalogului se regăsesc o serie de analize strategice pe care le găsiți și pe caravanaurbana.ro, ne propunem ca în cadrul evenimentului de la Tallinn să lansăm cel de-al doilea catalog în limba engleză cu toate firmele care doresc să se promoveze la nivel internațional, pentru că intenționăm inclusiv aceste consorții internaționale care vor ocupa, care vor deveni membri în cadrul Clubului de Afaceri Internațional, să ia cunoștință de toate firmele certificate NATO din România. Cunoaștem foarte bine că recenta Strategie Națională de Apărare și Reau Ideea promovează parteneriatul civil-militar-cetățean. Cum v-ați gândit să dezvoltați această strategie de comunicare și colaborare cu baza militară de la Cogălniceanu și, pe de altă parte, strategiile de comunicare cu administrația publică din Comuna Mihai Cogălniceanu? Categoric, astăzi pot să spun că am reluat foarte bine relațiile cu administrațiile publice locale și Cogălniceanu și la nivel de județ și la nivel de municipiu și avem toate asigurările că
vedeți dumneavoastră, aceste investiții vor avea nevoie de niște avize, de niște autorizații, de niște puzuri. Acum suntem în așteptarea deschiderii licitațiilor publice pentru baza militară de la Cogălniceanu. Momentan s-au deschis licitațiile publice pentru câmpia Turzii. În emergența acestor licitații se pare că Clubul de Afaceri NATO din Constanța pregătește un seminar în exclusivitate pe dimensiune militară pentru perioada septembrie 2020. Deci iată, vom reveni cu caravana urbană și suntem alături de dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult! Astăzi, Clubul de Afaceri NATO Constanța Camei a organizat în exclusivitate seminarul NATO Urban Financiar. În prima linie s-a aflat astăzi componenta bancară, financiară, dar și componenta militară. Dumneavoastră reprezentați dimensiunea militară prin consultanța strategică pe care ați acordat-o bazei militare de la Cogălniceanu în perioada anilor 2007. Cum trebuie să se pregătească membrii din cadrul Clubului de Afaceri NATO Constanța pentru licitațiile publice care se vor organiza în următoarea perioadă, având în vedere că recent s-au închis licitațiile pentru câmpia Tursi? În primul rând, eu sunt născut la Spitalul Militar, deci certificarea militară și relația cu armata a început de la momentul nașterii. Am servit în Comisia Militară a primului senat al României în 90-92. Am avut o dimensiune de emergență spre spațiul american printr-un parteneriat cu Comisia Militară a Senatului American, iar de aici, faptul că România a intrat și a reușit să operaționalizeze primul proiect major, mă refer la intrarea în NATO, care a permis protecția geografiei românești cu un rezultat extraordinar. Am translatat dintr-un sistem de securitate care s-a prăbușit, tratatul de la Varșovia, și am intrat în cel mai important sistem de securitate global care este astăzi, care ne garantează teritorialitatea. Ca emergență în 2006-2007 a emers proiectul bazei militare, de fapt facilitate militară, care era o zonă de tranzit a dimensiunii militare spre teatru de operațiuni militar, care era Afganistan, începuse războiul împotriva terorismului. România s-a implicat încă începând din 2002, când a trimis voluntar un batalion condus la vremea respectivă alături de trupele americane în Afganistan, de locotenent colonelul Nicolae Ciuc, astăzi ministru al apărării. În acest exercițiu ca atare am urmat o pregătire specială în baza militară de la Bishkek, în Kârgâzstan, pe dimensiunea serviciilor de achiziții, ceea ce mi-a permis să am o înțelegere foarte bună a tipurilor de produse, tipurilor de servicii pe care o bază militară le consumă. Făcând o selecție a firmelor românești pentru a fi subcontractate, pentru că în prima etapă nu puteau să intre ca și contractori, printr-un partener american la vremea respectivă. Experiența a crescut odată cu componenta mult mai majoră strategică în care a intrat România în 2012, este vorba de scutul de la Deveselu, în care, alături de alții, am fost între principalii consultanți strategici ai consorțiului care a câștigat licitația. Toate aceste experiențe s-au translatat pe măsură ce a emers conceptul de NATO urban în perioada recentă, care a generat la rândul lui infrastructura de cluburi NATO, care au tot sensul, pentru că conceptul de NATO urban s-a referit în prima etapă la orașele care sunt vecinătăți ale principalelor baze militare, aflate într-o extindere și o consolidare din cauza poziționării României ca și furnizor de securitate pe flancul de sud-est al NATO. Ceea ce a dus în ultima instanță prezența și emergența acestui prim club, care este Clubul Camea din Constanța. Dimensiunea NATO urban financiar și dimensiunea juridică sunt interdependente. Casa de Avocatură HOT din Constanța are o istorie în ceea ce privește acordarea de consultanță juridică privind achizițiile publice. Astăzi ne regăsim la Marea Neagră, în vecinătatea imediată a bazei militare de la Cogălniceanu. Se pare că se apropie licitațiile publice și alocarea de sume substanțiale. Cum va colabora asociația HOT de avocatură cu actualul Club de Afaceri NATO Camea? Evident că legislația națională în materie achizițiilor publice este una de sorginte europeană, fiind practic grefată pe directivele europene în materie. Pe de altă parte, așa cum se evidenția și în cadrul întâlnirii de astăzi, activitatea de licitații publice care va fi legată de dezvoltarea bazelor militare NATO, cu siguranță va avea un element de noutate extrem de important, și anume partea de legislație străină. Probabil că discutăm sau cel mai cu siguranță vom discuta și de legislație internațională sau legislație americană în materie. Prin urmare, va trebui să învățăm cu toții și noi ca profesioniști ai dreptului, dar și cei care vor dori să acceseze
să participe la licitațiile publice care vor fi organizate pe componenta militară, vom trebui cu toții să învățăm și această dimensiune juridică nouă de legislație internațională și cel mai probabil și de legislație americană. Așadar, pentru noi va fi o provocare și cu siguranță vom încerca să ne ridicăm la acele standarde pe care le-am promovat întotdeauna, adică la niște standarde, cred eu, destul de înalte. Mai ales că se pun bazele unui club de afaceri NATO internațional, unde se vor viza subcontractări cu firmele din Constanța. Sunteți pregătiți pentru această dimensiune internațională? Eu, mie îmi place să cred că da. Sigur că, așa cum am spus-o întotdeauna și aceasta este convingerea mea personală, o problemă de drept, să știți că rămâne o problemă de drept. Da? Indiferent cât de complexă sau de puțin complexă este o problemă de drept care trebuie analizată de aceeași manieră, adică în primul rând cu seriozitate și cu credibilitate, apropo de ce spunea și distinsul domn Victor Aileni. În ultima perioadă s-a organizat o serie de exerciții maritime la Marea Neagră. Cum putem decodifica emergența planului de securitate la Marea Neagră, dacă facem referire acest parteneriat și civil-militar-cetățean? Este o dimensiune un pic mai complexă, care este cunoscută în dimensiunea planificării strategice mari. Se numește Capcana lui Tucidide. Capcana lui Tucidide, care a emers acum 2500 de ani în faimosul război dintre Sparta și Atena, care a generat apoi conflictul Peloponez de aproape 30 de ani, este un proces care are loc între puterea dominantă și puterea emergentă. La vremea respectivă, puterea dominantă era Sparta, iar puterea emergentă era Atena. Este un proces de cumulare de tensiuni care, la un moment dat, în decade, poate genera ca aprinderea unui chibrit, a unui conflict care altădată ar fi fost minor, să genereze o explozie de reacție în lanț, mai ales că se trece din zona rațională a deciziei în zona irațională a deciziei. Acest concept se regăsește istoric de ani ori. În ultimii 500 de ani au fost aproximativ 16 conflicte care au emers, din care 12 au generat războaie mari, printre care ultimul este primul război mondial. Actuala arhitectură, intrăm într-o logică de aceeași factură. Este vorba de puterea dominantă, care este Statele Unite și lumea euroatlantică, care s-a creat ca parte din arhitectura NATO și toate celelalte, și puterea emergentă, care este China, cu o arhitectură de 60 ceva de state, care fac un challenge la dimensiunea acestei arhitecturi care există în ultimii 300 de ani ca emergență. Cele două plăci, euroatlantică și placa euroasiatică, au intrat în interacțiune, ca la cutremur. La fel cum pe București există, din nefericire, o placă sau două plăci care interacționează din când în când și generează câte o catastrofă catastrofală pentru capitală și pentru România, la fel și aceste plăci mari au început să vibreze. Liniile principale sunt conectate prin patru mări. Este vorba de Marea Baltică, este vorba de Marea Neagră, care este bazinul cu cele mai multe complexități. Este o vecinătate a celor 10 țări care formează zona extinsă, China pe partea cealaltă, Orientul Mijlociu, Balcaniu, Turcia, Rusia. Toate astea au generat o emergență de complexitate. Al treilea este Marea Mediterană și al patrulea este Marea Chinei. Oricare dintre ele generează fricțiuni în acest moment. În această emergență, în situație, zona asta, zona de sud-est a flancului NATO și al Uniunii Europene, este zona cea mai complexă. Asta explică de ce la negocierile care s-au făcut pentru fondurile de dezvoltare post-pandemice, ca atare, România a primit-o substanțială, pentru că prin această poartă, la 1400, s-a ajuns până la zidurile Vienei, când Turcia a ajuns. Și atunci, în această dimensiune de analiză la scară complexă, România a devenit pivotul principal de emergență și de consolidare ca parte din parteneriatul cu Statele Unite și, evident, NATO, iar celălalt pilon este pilonul polonez în zona de nord-est, cele două fiind integrate prin întregul lanț de țări care astăzi sunt cunoscute integrate în proiectul celor trei mări. Cultura de securitate și reziliență urbană reprezintă un obiectiv strategic în cadrul Clubului de Afaceri NATO Constanța. Noi astăzi sunteți profesor universitar doctor, dar și coordonator de doctorate în cadrul Universității Ovidius. Care este agenda strategică în ceea ce privește dezvoltarea unor curricule educaționale pentru formarea resurse umane în cultura de securitate și reziliență urbană? Ideea aceasta de securitate și reziliență urbană și cultura atașată acestei idei m-a atras și de asta mă aflu în acest club. Clubul oficial e intitulat
club de afaceri, dar totuși suntem o asociație și nu ne ocupăm direct de afaceri, ci doar încurajăm un anumit tip de afaceri. Eu nu sunt om de afaceri și n-am fost niciodată. Însă, pentru că am lucrat în domeniul acesta educațional timp de 45 de ani și încă mai lucrez și acum, sigur că sunt preocupat de educație. Sunt convins că educația stă la baza a tot ceea ce putem crea noi bun pe acolo unde ne aflăm, oriunde ne aflăm noi. Și trebuie să recunoaștem că din motive, știu, poate mai puțin istorice, dar din motive legate de anumite conjuncturi, noi avem niște deficiențe de educație. Chiar în modul de abordare al afacerilor și în modul de a privi lumea din jur. Experiențele noastre din ultimii ani și o anumită imagine a țării care s-a creat în primul rând în Europa prin o anumită categorie de cetățeni români care s-au dus acolo și nu ne-au făcut cinste, mă îndreptățește ca să gândesc în sensul acesta. De aceea sunt atras de această, de crearea unei anumite culturi, mai ales într-un oraș cum este Constanța, oraș port, cu civilizația atașată oricărui oraș port, aceea de a ridica atât nivelul de civilizație, de cultură civică, cât și nivelul de abordare a anumitor probleme practice din existența unui oraș mare. Ideea aceasta de securitate și reziliență urbană, eu ca inginer, sigur mă gândesc în primul rând la aspectele inginerești ale problemei, dar are o mulțime de fațete, iar cele trei universități de stat din Constanța, la care sigur că se pot adăuga și universitățile private, că nu îi oprește nimeni, ar trebui să-și unească eforturile pentru a crea specialiști în această direcție. Nu avem specialiști în această direcție. Sau există câteva, să zicem, idei disparate despre cum ar trebui abordate aceste probleme. Și cred că în momentul de față, prin intermediul clubului nostru, vom putea să aducem la masă factorii decidenți din cele trei universități și să creăm niște linii de formare a cadrelor în direcția acestei idei de punere în practică și, bineînțeles, de aplicare pentru orașul Constanța, în primul rând. Caravana Urbană a promovat întrajutorarea între vecinătățile urbane militare, inclusiv la dimensiunea universitar-academică. O serie de evenimente strategice s-au organizat în cadrul universităților din țară. Vizați în următoarea perioadă să creați parteneriate strategice și cu celelalte universități la nivel național pentru dezvoltarea unor curricule în această dimensiune? Sigur, este atunci când vrei să dezvolți o anumită curriculă, este bine, este normal, este să colaborezi cu colegii care sunt interesați, bineînțeles, și ei, de dezvoltarea unor asemenea curricule. Și evident că vom colabora cu colegii noștri, pentru că oricum avem relație pe domeniile noastre de specialitate și vom colabora cu ei în acest sens. V-ați gândit și la un consiliu al rectorilor în dimensiunea NATO Urban? Da, mă surprinde întrebarea dumneavoastră puțin. Nu m-am gândit chiar la nivelul Consiliului Rectorilor, dar această problemă poate fi sugerată și pusă pe agenda ședinței Consiliului Rectorilor, care va avea loc în toamnă. Deci, iată, împreună am reușit de anul trecut până în prezent aceste noduri urbane să le transformăm în vecinătăți urbane militare, să creăm aceste comunități integrate în parteneriat civil-militar-cetățean, pentru că cluburile de afaceri NATO reprezintă interfața societății civile în relația directă cu componenta militară. Vă reamintesc că recenta strategie națională de apărare a țării a promovat pentru prima dată parteneriatul civil-militar-cetățean. Deci, iată că aceste construcții strategice
și emergența Clubului de Afaceri NATO Constanța este în viziunea actualei strategii naționale de apărare. De aceea și au emers o serie de programe educaționale și informare în parteneriat cu societatea civilă. Parteneriatul civil-militar cetățean și-a atins obiectivul în cadrul seminarului NATO Urban Financiar. Sunt Mădălina Neacșu și vă invit să ne urmăriți pe caravanaurbana.ro sau la adresele de Facebook, YouTube, Caravana Urbană TV. Pe curând!